Bună ziua! Interviurile PS News continuă, avându-l ca invitat pe domnul Valeriu Stăriu, deputat PSD. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de mine. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. S-a votat în Parlament impozitarea pensiilor speciale. Astăzi am înțeles că s-a votat și impozitarea pensiilor speciale a parlamentarilor, de fapt. A fost consolidat proiectul consolidat. De ieri. Explicați-ne puțin de ce a fost necesară o impozitare în două părți. E foarte complexă, este o procedură de tehnică legislativă care vine să întărească șansa proiectului de a trece prin Curtea Constituțională, acolo unde deja aflăm că este atacat la momentul actual. Un proiect care vine alături de statutul deputaților și senatorilor, unde sunt specificate metodele prin care aceștia au indemnizația de limite de vârstă, are nevoie, un proiect care a trecut doar de Camera Deputaților la votul final, are nevoie de o întărire, să spunem, de un plen reunit. Și practic astăzi am mai amendat doar un articol foarte mic din această lege a codului fiscal modificată ieri, și anume cel care făcea referire la parlamentari și senatori, pentru că ei aveau o altă lege în spate. Toți juriștii din Parlament au considerat, de la toate partidele, că este necesar să facem și acest artificiu final, tocmai pentru a nu lăsa nicio vulnerabilitate în fața curții și pentru a avea un proiect care, într-adevăr, să ajungă, să atingă ceea ce nu doar noi parlamentari din toate partidele ne-am propus, dar și este așteptat de foarte mulți români. Deci toți parlamentarii au votat? Toți parlamentarii. Astăzi pentru... am văzut, a fost o singură abținere pe un plen reunit cu toți deputații și senatorii, ca și ieri când am avut un singur vot împotrivă. Aceeași este o premieră, aș putea spune. N-am apucat să văd cine s-a abținut astăzi, dar este într-adevăr o premieră, pentru că o inițiativă a Partidului Social Democrat depusă în septembrie anul trecut reușește pentru prima oară în acest mandat de 4 ani al parlamentarilor să întrunească toată dorința partidelor de a duce la bun sfârșit fără niciun fel de atacuri, pentru că din partea partidelor politice nu va fi atacat în clipa de față la Curtea Constituțională. De aceea am vrut să fie crystal clear, să fie perfect și să poată trece într-adevăr acolo unde știm că sunt alte entități care îl vor ataca. Înțeleg că deja în alta curte a făcut acest lucru. Deci iată, s-a ajuns la un consens politic, cel puțin pe această chestiune. Cum ați reușit după 3 ani, da, de 3 ani ne gândim să impozităm aceste pensii speciale? Da, a fost nevoie de mai multe intervenții din nou din partea Curții Constituționale să ne arate că eliminarea unor bunuri, unor venituri câștigate de diferite categorii de oameni nu poate trece în actuala Constituție de un filtru constituțional. Deci toate inițiativele care au fost scrise în ultimii 2 ani depuse, trecute și au plecat spre validare, fie de stoparea unor pensii speciale, fie de eliminare, toate acestea au avut un refuz din partea Curții Constituționale. Și atunci singura variantă, până la urmă, e o variantă de amendare de politici fiscale care, în fapt, îți aplatizează, îți vine cu o variantă, să spunem, mult mai logică, pentru că acceptăm foarte multe din pensiile speciale că ar putea să fie. Ar putea să fie undeva pe un nivel decent de pensie suplimentară față de o pensie bazată pe contributivitate. Dar nu putem accepta într-un sistem în care un salariu mediu astăzi în România este de 2-3 mii de lei să identifici pensii speciale de peste 50-60 de mii de lei, cum se întâmpla. Și singura formă prin care se poate face dreptate este, până la urmă, o impozitare a acestora, iar cifrele alese cred că sunt chiar cifre bune, până la 7.000 de lei, între 2.000 și 7.000 impozitarea acestor pensii cu 10%, iar ceea ce este peste 7.000 de lei merge cu un nivel de impozitare mare de 85%, făcând astfel o apropiere între pensii și eliberând foarte mulți bani care pot intra în majorarea de alocații și în recalcularea pensiilor conform legislației adoptate de noi anul trecut și care este în clipa de față introdusă în bugetul propus de guvern în ianuarie. Este, de fapt, ceea ce ne dorim, să avem foarte mulți români care au multe pensii mici mărite și, într-adevăr, ca și sursă de finanțare putem conta pe aceste taxări la pensiile de 5.000-6.000 de lei, care nu vor dispărea, vor rămâne niște pensii rezonabile, chiar foarte mari. Făcuse niște socotele, o pensie de 13.000 de lei, care este o pensie mare, coboară undeva spre 8.000 de lei, dar o pensie de 3.000 de lei rămâne tot cât de cât în același prag, sunt 300 de lei care se pierd.
Ajung banii luați din impozitarea pensiilor speciale pentru dublarea alocațiilor și pentru mărirea pensiilor? Nu sunt suficienți, nu sunt încă încheiate calculele, sunt destul de complexe pentru că avem mai multe forme de pensii care vor intra și evident toată baza de date o au casele de pensii în general sau instituțiile din bugetul cărora pleacă aceste pensii, dar se strânge o sumă substanțială. Sunt probabil peste 10.000 de oameni care au pensii de acest gen și care cu acest nivel de impozit vor consolida un buget destul de bun pentru a avea o primă direcționare a lui, probabil ca primă prioritate în luna iulie. Noi o vedem alocația copiilor, iar mai apoi, din 1 septembrie, într-adevăr, cu alte metode, alte soluții pe care sperăm nu doar Parlamentul să le adopte și și Guvernul să înceapă să aibă imaginație și să propună variante prin care să respecte creșterea pensiilor de la 1 septembrie. Este o victorie a tuturor partidelor sau o victorie a PSD, așa cum spunea domnul Marcel Ciolacu ieri într-o conferință de presă? Noi spunem că un proiect inițiat de PSD este până la urmă o victorie a Partidului Social Democrat. Este pe de altă parte un proiect de stânga, acesta al aducerii pensiilor mici mai spre mijloc și al pensiilor foarte mari tot spre mijloc. Ne bucurăm însă că pentru prima oară am reușit să arătăm că putem lucra în Parlament și asta în ochii opiniei publice este foarte important. Avem fiecare satisfacție. Cei de la PNL am văzut triumfau și ei că au reușit să stopeze pensiile acestea. Fiecare a venit cu bucuria lui într-un proiect. Cum cred că ar trebui să fie mult mai multe, adică până la urmă despre ce vorbim? Dacă pe un astfel de proiect găsim un echilibru, de ce oare nu am începe să discutăm pe economie, pe agricultură, pe niște lucruri pe care le vedem zi de zi, venim cu soluții, le propunem, dar cel mai important lucru este să reușim să ne așezăm la aceeași masă. De ce nu reușim? Uite că am reușit în Parlament, asta e bucuria. Liderii de grup au reușit, deși au fost în trecut multe discuții abrazive între ei și foarte fioroase. Singurul loc care încă nu l-am putut descoperi ca și dialog este între guvern și Parlament. Guvernul refuză și să vină să raporteze, refuză mai nou participarea la aproape orice fel de comisie la care este invitat orice ministru, deși are obligația să participe la astfel de discuții. Moțiunile care le introducem, aproape toate au găsit majoritate, moțiunile simple și au găsit în final succesul și trecerea acestor moțiuni a propus aproape fiecare caz demisia. Credeți-mă că nu s-ar fi ajuns la moțiuni simple dacă un ministru ar veni la 2-3 săptămâni în fiecare comisie să discute problemele curente și să asculte soluții propuse de oameni cu experiență. În fiecare comisie avem oameni cu experiență pe domeniul respectiv. Revin la subiectul privind impozitarea pensiilor speciale și vă întreb că ați amintit și dumneavoastră de contestația la CCR. Ce șanse ar avea o astfel de contestație la CCR? Sunt juriștii noștri contra juriștilor din Curtea Constituțională. Acolo acum, unde știm că 6 din cei 9 membri au pensii speciale. Exact. Avem o problemă și de un anumit tip de conflict de interes. Pe de altă parte, faptul că în ultimele 10 zile toți juriștii din partide au analizat. Ascultam astăzi un deputat liberal care studiase 10 de pagini din deciziile Curții Constituționale anterioare care arătau că drumul parcurs și ordinea de tehnică legislativă este cea corectă. Într-adevăr, cei care au atacat au venit cu argumentele lor, spunând că sunt mai multe excepții de neconstituționalitate. Așteptăm cu siguranță să vedem ce hotărăște în situația dată Curtea Constituțională. Chiar suntem curioși. Oricum, cred că s-a abuzat enorm de mult în ultimii 4 ani de decizia care să vină de la Curtea Constituțională. Mă uitam că și proiecte pe agricultură, proiecte care n-au neapărat un impact nici financiar, nici în politici publice, poate fi atacat și dus să ceară expertiză Curții Constituționale. Cred că anterior, cred că președintele Băsescu atacase de câteva 40 sau 50 de ori am văzut numărul de legi atacate. Avem un număr cel puțin dublu la ora actuală. Deci asta înseamnă enorm de mult într-un ciclu de 4 ani și pune la grea încercare. Deci uzează foarte mult Curtea Constituțională. Nu cred că aceștia au într-adevăr în nicio țară atâta de mult de lucru, zeci de paragrafe care trebuie să analizate, care se întorc în cameră. Oricum exista doar pe partea de legislație, deci legile justiției aveau la începutul mandatului peste 60 de trimiteri anterior făcute de la Curtea Constituțională pentru a fi recorectate. Deci este un volum uriaș de muncă, de asta și durează foarte mult orice decide.
îi înțelegem, dar pe de altă parte ei sunt judecători și noi întotdeauna am ascultat de cele recomandate și stabilite de Curtea Constituțională. Nu același lucru putem spune despre alți parteneri care au din Parlament, care de foarte multe ori au început să chiar să jignească deciziile care, până la urmă, sunt supreme într-un stat de drept. Bun, vom vedea dacă cei șase, după cum spuneam, care au deja pensii speciale, da, beneficiază de pensii speciale, vor vota. Eu am mare încredere, să știți, în orice vine de acolo. Nu sunt jurist, sunt inginer de profesie, dar în ultimii ani orice a fost analizat și judecat și mai târziu când am văzut și motivația a avut într-adevăr un nivel înalt de fundamentare și de decizie. Oamenii înainte de orice sunt judecători și cred că vor reuși să își facă foarte bine ordine în decizia pe care o vor lua. Discuții sunt și pe marginea prelungirii acestei stări de alertă. Cum a rămas? Că știu că socialdemocrații, PSD-ul doreau 15 zile, guvernul 30. Cum a rămas? Noi considerăm că cele 15 zile nu de stare de alertă, ci de o stare de tranziție spre o normalizare a situației, mai ales din punct de vedere economic, erau absolut necesare. Nu mai mult. De ce? Nu cred că în clipa de față cineva poate să identifice ce va fi peste 30 de zile. Deci la mijlocul lunii iulie poate temperaturile vor fi atât de ridicate încât vor da o anumită direcție, o retragere a virusului. E prea mult ca 30 de zile să fie din nou antamat de guvern, de data aceasta sărind Parlamentul, ceea ce considerăm că este un abuz și vom sancționa acest abuz în mai multe feluri. Nu ai cum să prevezi ce va fi peste 30 de zile. Am vorbit personal și eu cu domnul Raed Arafat, care aștepta de la o zi la alta cifrele pentru a fundamenta deschiderea teraselor, când știm foarte bine, cu 3 zile înainte, încă nu se știa și se spunea că în funcție de cifrele din următoarele 2 zile. Dacă la o decizie atât de modestă cum a fost, dar cu implicații evident importante pentru sectorul respectiv de activitate, s-a așteptat până în ultimul minut, ne întrebăm cum poți să spui că toată economia îți stă blocată încă 30 de zile, când poate vom avea 2 sau 3 cazuri și nu există în clipa de față foarte clar ce va face guvernul. Va deschide în ziua 23 printr-o altă hotărâre de guvern. A merge cu pași mai mici, cu măsuri de relaxare permanente și monitorizate, a avea cifre mult mai clare, pentru că noi am reclamat lipsa unei transparențe în cifre. Vă dau și un exemplu. Am făcut încă din aprilie o interpelare ministrului Sănătății pentru a spune nu numărul de teste, ci numărul de oameni testați. E o diferență foarte mare. Avem în jur de 500.000 de teste făcute, dar s-ar putea să avem doar 200.000 de oameni testați, pentru că știm foarte bine că orice bolnav de COVID a avut nevoie de 3, 4, chiar 5 teste de-a lungul evoluției bolii. Și asta îți duce într-adevăr la o diferență foarte mare față, până la urmă, de state care raportează numărul de oameni testați. Atunci am fi avut într-adevăr un tablou foarte clar și am văzut inițiative locale, cum este inițiativa doamnei primar Firea, care a spus testăm 11.000 de oameni. La fel, în județul Maramureș, președintele Consiliului Județean pornise un proiect de testare a unui număr clar definit de oameni. Nu avem în clipa de față această transparență din partea guvernului. Paradoxal, orice interpelare făcută de un parlamentar primește obligatoriu în 30 de zile răspuns. Iată că domnul Tătaru a întârziat peste 45 de zile cu un răspuns clar pe această interpelare. Când ai astfel de lucruri ascunse, încep să te întrebi ce stă în spate, unde. Ori nu există o statistică clară din motiv de amatorism, ori sunt cifre ascunse și vrem cât mai multă limpezime pe acest subiect, motiv pentru care există în clipa de față pentru săptămâna viitoare o moțiune simplă în Camera Deputaților la adresa ministrului Nelu Tătaru. Există și o moțiune de cenzură anunțată de președintele PSD, domnul Marcel Ciolacu. A început strângerea de semnături? Asta e cea mai simplă procedură, aceea de a semna. Înainte de a semna, ai nevoie de un text. Dincolo de, cred, sunt 6 sau 7 moțiuni simple trecute până acum pe finanțe de 2 ori și în Senat și în Cameră, pe agricultură, pe transporturi. Sunt multe moțiuni deja care au avut un final. E suficient să le adun pe acestea și scrii deja un text bun, dar facem un alt text, un text pentru întreg ansamblul guvernului. Deci acum se lucrează la acest text. Pe de altă parte, suntem foarte responsabili atâta vreme cât ai o evoluție a bolii cu cifre care cresc și care
îți obligă guvernul să ia măsuri, nu suntem irresponsabili. Am spus, de îndată ce se încheie starea de alertă, putem într-adevăr depune chiar în prima zi o moțiune de cenzură și într-adevăr să discutăm cu celelalte forțe care sunt în opoziție. Asta voiam să vă și întreb, aveți susținerea pro-România? Pro-România a afirmat în multe rânduri prin Victor Ponta că nu va face niciun fel de susținere pentru guvernul Orban, deci a fost doar pentru startul la momentul, vorbim de cel din noiembrie, nu și în februarie. Cei din ALDE la fel au spus că vor susține moțiunea, deja par a fi suficiente e voturile. E necesar numărul? La Senat, Partidul Social Democrat își asigură singur majoritatea, dar în Camera Deputaților e nevoie de încă doi parteneri, s-ar putea chiar UDMR-ul să fie un al treilea partener într-un astfel de proiect. Și avem și congresul Partidului Social Democrat. Când? Pe când? Congresul. Din nou avem o problemă prin îngrădirea de către starea de alertă dată printr-o hotărâre de guvern discutabilă a guvernului Orban, care ne oprește să facem în următoarele 30 de zile, așa cum ne doream, un congres. Este necesar, este important să ne vedem și să putem discuta nu doar alegeri și partea de viziune, de dezvoltare, de direcții pentru partid. Sunt foarte multe elemente. Partidul s-a întinerit în ultimele luni, deci a plecat vizibil cu o schimbare de atitudine, mult mai bătăios prin câțiva lideri noi și dorim ca acești lideri să-și pună amprenta pe dezvoltarea ulterioară a partidului, mai ales că din septembrie intrăm din nou probabil într-o perioada electorală, alegeri locale și apoi probabil în decembrie alegeri generale, dacă nu apar dificultăți generate de starea de sănătate a populației. Dumneavoastră veți candida pentru vreo funcție în partid? Este foarte posibil să candidez. Pentru sunt ce funcție? Foarte activ. Nu la nivelul partidului, pentru un nou mandat de deputat m-am gândit. Dacă la momentul când vom începe această discuție și partidul va considera la fel, voi fi foarte disponibil. În partid nu mi-am propus să candidez, am suficientă experiență, am trecut prin toate funcțiile în partid. Îmi doresc să văd oameni tineri care au într-adevăr energie, care au o viziune nouă, că pot într-adevăr să ducă partidul înspre o direcție bună în opinia electoratului. Este domnul Ciolacu unul dintre acești oameni despre care vorbiți? Marcel Ciolacu este înainte de toate un foarte bun coleg al nostru care a provenit din rândul deputaților, un foarte bun organizator și un foarte bun negociator. Și tocmai de aceea și-a câștigat respectul și din partea adversarilor, dar mai ales din partea colegilor. De aceea are o susținere foarte bună. Cred că în majoritate organizațiile din țară îl vor susține fără niciun fel de probleme. Până la ora actuală este singurul candidat care și-a anunțat o disponibilitate. Bine, și domnul Teodorovici oarecum și-a anunțat intenția de a candida. Da, fără o concluzie, să spunem, în această intenție. Vedeți, în Partidul Social chiar ar fi bine să fie o dezbatere de idei și de oameni care își doresc. Nu mi-au plăcut niciodată congresele cu un singur candidat care a câștigat, cum mi-amintesc că a avut și domnul Orban în urmă cu 2 sau 3 ani când a fost numit, putem spune, președinte. Partidul Social Democrat a avut o viață internă destul de amplă și poate oricând să dea 2 sau 3 președinți care să ducă cu succes partidul înainte. Sunt și alegeri în septembrie. A rămas 27 septembrie ca dată? Pare a fi din nou o dată agreată de toate partidele, 27 septembrie. Vom avea alianțe cu Pro-România la locale? Este o decizie pe care cel puțin în Partidul Social Democrat am văzut că a fost lăsată la latitudinea fiecărui județ. Și e cel mai bine așa. Fiecare județ își cunoaște foarte bine variantele de lucru. Dacă într-un județ Partidul Social Democrat consideră că poate face singur o majoritate prin alegeri și sunt foarte multe astfel de județe, cu siguranță vor merge singuri atât pe județ cât și la primăria municipiului reședință de județ. Vor fi necesare în unele locuri alianțe, astfel încât să se continue activitatea unor primari sau președinți de consilii județene sau să se lărgească echipe și cred că vom găsi în multe județe alianțe la nivelul lunii septembrie. Problema este că fără a stabili rapid această dată, intrăm deja într-o anumită criză de timp. Dacă nu mă înșel, declararea alianțelor se face cu un număr de 60 de zile înainte, cel târziu. Deci ar trebui în 27 iulie să avem un răspuns clar pe hârtie la întrebarea dumneavoastră. Vom avea sau nu alianțe la
nivel de județe. Vă întreb pentru că știu că și la sectorul 2, acolo PSD deocamdată nu are candidat, că știu că actualul primar, domnul Mugur Toader, nu își mai dorește un nou mandat. Avem și primar în clipa de față, avem o discuție la nivelul organizației. Există o discuție cu Pro-România pe sectorul 2? Pe toate sectoarele și pe municipiu există în clipa de față negocieri care au zile încheiate cu succes, zile în care lucrurile se mai reanalizează. Mai este timp, nu mult, pentru a găsi forma cea mai bună, în care și numărul de consilieri să fie suficient pentru majoritate. Degeaba îți câștigi primăria cu un primar foarte bun dacă acesta nu își face o majoritate confortabilă pentru a-și trece proiectele. Domnule Stăriu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag. Mulțumesc! Mulțumim!